Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în data de 12 martie 2022. Vreau să arăt ce mai facem. Dacă aici avem o clădire cumpărată de mulți ani, încetișor mai investim, am pus acoperișul și dacă ce vrem să facem aici, ce-i construit, a fost ferestre, o cantină. Noi așa cum ai zicem la cantină, cantină veche. După câte am căutat eu și am văzut, de acum are 50 de ani. 50 de ani și dacă noi o reconstruim. Am cumpărat-o ca să o facem. Cumpărat ca să o fac ca angar. De la început a fost ca angar pentru producție agricolă, dar cu timpul s-a mai schimbat. A fost și sală de manifestație, un fel de sală de pomeniri, ca tare mai mult s-a făcut pomeni aici. După ce a venit COVID-ul, am fost nevoiți și am închis-o. Și la moment ca facem aici, că aici se vede un geam, nu este. Păi băieți care au luat geamurile, să facă geamurile, s-au greșit cu 80 cm mărimile și s-au dus să-l facă înapoi. Aici am dovedit o leacă până la ger și am turnat apalovca ca să punem ușile într-o parte și în alta. Și nu știu, sper că gerul ăsta să nu facă vreo daună. Și am să arăt înăuntru, vreau să arăt acum cam ce facem, e că aici resturile de la lemne, ușile, partea asta resturile de fieruri și le dăm într-o parte în alta ca pe urmă. Și acum să mergem și să vedem înăuntru, vreau să arăt ce, pentru ce o facem. Când am început a face anul acesta reparații, păi s-a început într-un fel, în sens cu un preț, în privința la prețuri, s-a început cu un preț și acum știm toți că prețurile sunt cam la stele, dar am vrea să terminăm. Și arată din dinăuntru. Aici noi am mai schimbat, am mai scos din... Erau diferite camere de duș, de... Toate clădirea foarte veche, dar pentru ce m-am mirat, avea două camere de duș, viceu de... pentru bărbat, femeie, o cameră de schimburi. Aici era un fel de cantină, în sens că se mânca. De... Am vrut să întreb chiar să aflu din ce an-i și ce am găsit o doamnă care e în viață, mult sănătate, ei de aici s-au măritat. Anii 70 au lucrat aici, în sens că dacă putem să socotim, are 52 de ani. A fost problema de la acoperiș, că acoperișul o vechi și dacă vedem, a început să cadă, e ca bitonul ăsta, noi l-am scos aici. Dar ploua și aici îngheța și asta a fost problema care cel mai tare o afecta clădirea dată. E turnată bine spre minunea noastră, zic că credeam că mai înainte să mai fura ciment, dar ciment foarte gros, putem să dăm aici chiar, uite și caturit, sus ce grosime, 7-8 cm, în sens că și foarte tare, cărănit întreagă, cam puțin am scos, de atât că când dezbătei, aici iar au fost niște cameri, aparte iar și noi ce am făcut aici, putem să vedem că noi am încălzit cu balon de gaz, vreau să arăt. Drept că n-am strâns de urmă, așa și-a rămas, e ca vrem să facem podea caldă. Aici a fost ușă, iar am astupat-o, aici geamuri, iar acolo a fost o ușă, aici iar e geam am pus. Vrem să facem camera dată pentru păstratul rămilor, în sens că dacă punem să păstrăm caturile, păi atunci așa să dăm, facem cu sulf, fumegații, să nu se duc toată sala, da, să închide hermetic. Și în caz dacă să fie la recoltare acum caturile, să fie scoase de aici și a să fie frig sau toamna târziu, să putem să încălzim ierea. Asta eu cred că se întâmplă odată, poate la un 3-5 ani, dar că facem de acum dat să o facem, iar așa băieți fac aici, de acum avem ca să turnăm peste tot o podea, să fie dreaptă, cu ieșirile afară, două ieșiri, ca să putem cu transpaletul sau cum îi spune, cu paletele, să scoatem, să lucrăm mai mecanizat, de asta și o facem. Și am o reacție foarte
interesantă, cum să spun eu, la Nenea Dragoș, care a spus că moldovenii, cineva acolo a spus că sunt bravo moldoveni, sunt băieți de treabă, dar el a zis că nu, Moldova e o țară săracă și noroc de schimburi valutare. Că dacă n-ar avea schimburi valutare, păi s-or pierde, vai de capul lor. În Biblie e scris, acel care se preamărește se va smeri și acel care se va smeri se vrea preamări. De asta nu vreau să spui lauda mea, că slava Domnului tot ce ne-a dat Dumnezeu, dar aș vrea să spun cum. Am mult de spus și mult să-i arăt la un băiat care a început la motobloc din 2003 cu cota lui tata de 1 hectar și 28, de 2 hectare și 80, mă, greșit, la ce, cum am ajuns. Slava Domnului, spun că nu-i meritul meu, dar mi-a dat Dumnezeu, mulțumesc la familie, mulțumesc la persoane care mă conjoară, mulțumesc la statul care trăiesc, toate cei ce am făcut nu sunt din fonduri europene, dar cu munca noastră și de asta nu vreau să mă preamăresc. De asta și spun că îmi pare rău când aud pe internet că obișduiesc. Chiar și pe ceiași, cum noi le spunem, frați români, știi, pe Bobocea, că așa-i, că așa-i, că așa-i. Deci așa eu nu înțeleg. Lumea arată cum vrei, nu? Și dacă omul nu mai pune video, ce înseamnă, femeie s-a nedat voi, de unde știe el ce se face în familia lui Bobocea? Sau pe Costin, sau pe alt și așa mai departe. Bă, băieți, dați film mai bun. Eu asta, fac filmulețul dat, soția mea e tare împotrivă la filmulețul dat. O să, că nu trebuie să fim, să ne smerim. Dar vreau să așa să fac, mai ales în situația care e grea acum aia. E foarte grea și încă cine știe cine așteaptă. Dați film mai bun, mai bun, pur și simplu mai bun. Dacă moldovenii noștri buni au ajutat la ucraineni, ucraineni și-au arătat, nu toți, vorbesc nu de toți, cum și de români, cum se mănâncă un șcum și moldoveni, dar pur și simplu obișnuitor când îl prinde un ucrainean pe moldovan și îi bat și în magazin și îl pune cu deasâla să strige slava Ucrainei. Noi trebuie să strigăm totdeauna slavă lui Dumnezeu și totdeauna lui să-i mulțumim. Dar idioți sunt peste tot și de asta mă scuzați. Că așa-i, pur și simplu, îmi pare rău de moldovenii care, din că au fost buni, acum au trecut în rău, au început să spargă roțele, să facă alte răutăți care i-au ajuns cu țâtul la gât sau eu știu, poate, nu aceia care fac bine. Care face bine, poate face mai departe bine, care rău, rău. De asta vă doresc la toți sănătate, toate cele bune. Și aveți grijă de sănătatea noastră și albinuțile stau, am uitat de albinuț, cam să spun, albinuțile stau în ghem, azi e 12-a, ca pe data de 11 au umblat la dânsele, februarie, avem o luni de zile, nu le facem nimic, azi să vedem, ulmul la noi înflorit, n-am avut parte de polen, și asta e. Sănătate și tot cele bune, și încă o dată, n-am avut intenția să obișnuiesc cineva, vreau să fac un cum priziv sau cum o declarație de să fim mai buni. Să fim mai buni și să milostivească Dumnezeu asupra noastră și să ne ierte de păcate. Toate cele bune, sănătate. Și am uitat să spun de la ce am început. Și dacă a dat Dumnezeu tot bine și am terminat sala și a să lucrăm în trânsa, a să arăt în ce condiții am adus-o, cum se lucrează în sala dată și sper să ne fie de ajutor, că pentru asta facem. Ca să fie mai frumos, mai tot ce ați văzut filmările care le fac acasă și acolo la doilea etaj, de acum copiii se măresc, vrem să facem și noi la doilea etaj, să aibă fiecare camera lui aparte și tot ce de la doilea etaj, că acolo e 100 și ceva de metri, tot e plin cu știubiei și albini și să le aducem tot în coace. Azi ne ducem după ușă, să le aducem, să instalăm și de acum o să rămâi podeaua de turnat.
Sănătate!